Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. În această seară CFR Cluj joacă returul cu Erevan în încercarea de a merge mai departe în tururile preliminare din Champions League. 0-0 în tur, CFR Cluj e favorită, însă la cum ne-au obișnuit echipele românești în ultimii ani, ne putem aștepta la surprize neplăcute, să sperăm că nu va fi cazul în această seară. Începe campionatul în weekend, discutăm despre campionat, despre fotbal, despre transferuri, discutăm despre toate astea în această dimineață cu un fost campion al României, un campion cu o echipă surprinzătoare în postura sa de campion în 2011. Oțelul Galați lua titlul când nimeni nu se aștepta, într-o luptă cu Vaslui, deși altele erau forțele campionatului în acel moment. Oțelul era campioană, mergea în Champions League direct. Atenție, direct, acum ne chinuim să ajungem în Champions League prin atâtea tururi preliminare și evident că nu ajungem. O performanță extraordinară pentru echipa antrenată de Dorinel Munteanu la acel moment, însă echipa în câțiva ani era practic dispărută din cauza problemelor financiare, foarte mulți bani scurși din club. Unul dintre jucătorii, de fapt, poate printre primii 2-3 jucători ca importanță în acea echipă, Gabriel Paraschiv, mijlocașul ofensiv, este în această dimineață alături de noi la GSP Live. Nu l-am mai văzut de foarte multă vreme. De foarte multă vreme el este însă antrenor la Flacăra Moren. Cred că este antrenorul cu cel mai lung mandat din fotbalul românesc, dacă nu mă înșel. Bună dimineața, Gabi! Mergem la Moren prin Skype. Bună dimineața! Ce faci? Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Ce să fac? Mă pregătesc de antrenament. Aștept să sosească jucătorii la baza sportivă și să ne apucăm de treabă pentru că se apropie un nou campionat de Liga a 3-a și trebuie să îl pregătim ca atare. Cât? 9 ani? Cât ai de când ești în funcția asta? 8 ani? Cât? 8 ani. 8 ani. Deci tu de 8 ani antrenezi aceeași echipă. Da, da. Așa. Din păcate, fără performanțe deosebite, am reușit după 2 ani și jumătate să promovăm din Liga 4 în Liga 3 și obiectivele clare ale noastre au fost aceea de a ne menține în Liga 3. Ok, deși sunt alte echipe care, susținute de primării, defilează așa din Liga 4 în Liga 1 chiar. Vin ca trenurile expres. Am văzut în ultimii ani echipe ajungând în Liga 1 cu echipe din orașe mici susținute de primărie. Cu siguranță aveți dreptate, dar așa cum ați văzut, se întâmplă foarte repede, așa cum vin, așa și pleacă. Proiectul nostru este unul serios și în primul rând trebuie să fie unul de durată, pentru că e clar că nu ne putem permite nici din punct de vedere al infrastructurii în momentul de față, nici din punct de vedere financiar o accedere într-un eșalon superior și pentru asta muncim zi de zi cu speranța că vom reuși la un moment dat să accedem într-un eșalon superior. Dar lucrurile trebuie făcute cu cap, fără grabă, pentru că altfel tot ceea ce am, toată munca depusă în acești ani se va duce pe apa sâmbetei. Dar zi-mi o chestie, nu e greu totuși să stai atâta timp la un club, nu te rutinezi, nu te plictisești, adică mă gândesc că poate vrei și tu la un moment dat, domnule, ok, ești acasă, că tu ești din Moreni, dar mă gândesc că poate mintea ta mai trece din când în când cu un gând, bă, dar poate aș putea să ies un pic, să mai fac și eu altceva. Nu să tot încerc fără bani să promovezi la Liga 3, de la Liga 3 la Liga 2. Cu siguranță mi-au trecut multe astfel de gânduri, au fost momente clar în care am vrut să renunț pentru că... Să renunț la activitatea fotbalistică, la o întâlnire cu foștii mei colegi de anul trecut. Am făcut așa o analiză și în afară de 2-3 care au rămas în fenomen, ceilalți au depărtat total de fotbal, spun că nu le mai trebuie, în sensul activării la un club semi-profesionist. Da, da. Este foarte greu, într-adevăr, la Liga 3. Încerc să-mi găsesc în fiecare an o nouă motivație, pentru că, din păcate, cu cât cobori ca eșalon, cu atât mentalitatea este din ce în ce mai greu de înțeles. Și atunci, vis-a-vis de ce m-ați întrebat, e clar că trebuie o nouă provocare, că mi-ar trebui o nouă provocare, dar... Din păcate, probabil nu am găsit acel declic atât la mine cât și la jucătorii mei care să ne facă să mergem mai departe. Dar zi-mi o chestie. Ce crezi că îți mai trebuie în momentul ăsta ca antrenor?
Ia să vedem dacă... Sincer, m-am analizat foarte bine, deoarece chiar zilele trecute am stat de vorba așa mai mult cu mine și cred că ar trebui să am o relație mult mai bună cu jucătorii, adică să fiu un pic mai apropiat de ei. Ah, ok. Ce, ești un pic cam zbir cu ei, din ce înțeleg? Dacă tu spui asta, înseamnă că e zbir rău cu ei. Dacă tu admiți chestia asta, înseamnă că e rău. Nu știu dacă sunt chiar zbir, dar nu înțeleg pur și simplu mentalitatea unora dintre ei de a se mulțumi cu puțin. Așa. Și poate lucrul ăsta mă face să fiu un pic mai dur decât ar trebui, având în vedere totuși că activăm la o ligă inferioară, pentru că așa cum la ligile se spune că ești fotbalist dacă activezi în Liga 1 și ai un anumit număr de meciuri, nici eu nu pot să spun că sunt antrenor la Liga 3. Pot să spun doar că o persoană care antrenează. Da, ok. Parafrazând. Dar ce faci cu ei de zici că ești dur? Adică ce le faci? Ce, țip la ei sau ce? Nu știu dacă țip la ei foarte mult, dar îmi place să am o disciplină de cât mai aproape de profesionism, pentru că, din punctul meu de vedere, principiile după care trebuie să funcționeze o echipă sau un club sunt aceleași indiferent de nivelul la care te afli. Și eu sunt un pic, din păcate, rigid în ceea ce privește disciplina, în ceea ce privește disciplina nu numai în vestiar, dar și în ceea ce privește disciplina de joc. Se vorbește foarte mult despre o problemă generațională, de fapt, în fotbalul românesc. E o generație tânără care parcă nu e atât de interesată de fotbal cum erau generațiile anterioare. Care sunt problemele pe care le-ai identificat, dar concret, adică chestii concrete, două, trei chestii concrete pe care le-ai identificat la generația asta cu care lucrezi și tu acum? În primul rând, lipsa de preocupare extra antrenament. Așa. Adică să nu facem nimic. Am venit la antrenament, am plecat de la antrenament și aia e tot. Și adio. Okay. Al doilea lucru, lipsa de preocupare vis-a-vis de ceea ce înseamnă parte tactică, tot ceea ce înseamnă acumulare rapidă din punct de vedere tactic. Așa. Spre exemplu, sunt anumite lucruri pe care le repetăm aproape obsesiv și care nu se regăsesc absolut deloc în joc. Mă refer, spre exemplu, la o fază fixă. Da. Deci, practic, cum se spunea când eram noi mici, îți intră pe ureche și ți-e pe alta. Exact. Și asta bănuiesc că asta este problema generației noastre. Iarăși o chestie foarte interesantă este aceea autoevaluării. Nu cred că există vreun tânăr sportiv care să se autoevalueze corect. Ce? Toți au senzația că sunt super fotbaliști, că deja merită mai mult decât au în momentul ăsta? Sau invers, nu cred în ei în așa măsură încât să zic că da, eu cred în mine și tot ceea ce fac că pentru a ajunge fotbalist. Ok. Deci o lipsă de ambiție cumva mai... De ambiție și un pic de încredere, pentru că ei nu cred că vor ajunge cu adevărat fotbaliști și nu luptă pentru visul lor. Ok. E clar că cu cât urci, lucrurile astea probabil se diminuează un pic. Dar vreau să te întreb, crezi că ceva din ce am vorbit noi adineaur, toate acești trei factori pe care i-am identificat așa la o analiză superficială, cauzează la declinul fotbalului românesc din momentul ăsta? Echipa națională, fotbal la cluburi, cupe europene? Da, vă dați seama că este o consecință a tot ceea ce se întâmplă nu numai în fotbal, dar și în societatea românească și atunci nu are fotbalul cum să iasă din acest tipar. Deci simți că și aici e un sâmbure, adică de exemplu ce vedem la națională poate să fie un sâmbure aici. Această lipsă de ambiție, de interes, de. Ok, probabil într-o măsură mai mică, pentru că acolo sunt niște fotbaliști care poate se antrenează în străinătate, de rușine mai fac ceva. Da, mentalitatea jucătorilor care evoluează în străinătate cu siguranță s-a schimbat, încearcă să se adapteze pentru că în străinătate, în campionatele puternice, nimeni nu așteaptă ca tu să dai randament. Efectiv, te pregătești la nivelul care consideri tu, nu faci față, e clar că nu intri în planurile lor. E simplu. La noi tot timpul azi poate mai dăm o șansă să mai treacă timpul, dar astea sunt vremurile, ăștia sunt copiii cu care lucrăm, trebuie în schimb să încercăm și noi să ne adaptăm la ceea ce își doresc ei, pentru că e foarte important ca noi să ne adaptăm la
cerințele lor, cu toate mijloacele moderne, cu rețelele de socializare, cu tot ceea ce înseamnă tehnologia, în așa fel încât să facem să-i atragem către fotbal și să aibă din nou ambiția de a reuși. Mă uitam peste seria în care ai fost, în play-out-ul Ligii a III-a. Ai fost cu FCSB 2, cu Dinamo 2 și chiar ai câștigat meciul de acasă cu FCSB 2, am văzut 2-1. Cum? Da, cum a fost? Cum e nivelul? Cum e fotbalul? Din păcate, nivelul, după părerea mea, este destul de scăzut la Liga a III-a. Au fost foarte multe echipe satelit, ale echipelor din prima ligă. Din punctul meu de vedere, a fost un lucru bun pentru echipele de Liga I, că au reușit să aibă o astfel de echipă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, evoluând în compania seniorilor, evoluând în compania unor jucători care sunt mai experimentați, mai în vârstă decât tine, cu siguranță vei avea alte experiențe de joc decât dacă vei evolua în compania unor juniori. Da. Experiența de joc este nesuperioară în momentul când joci împotriva seniorilor. Ceva remarcabil, de exemplu, la meciul cu FCSB 2, s-a întâmplat ceva remarcabil? Ai văzut vreun jucător ceva? Ți-a atras atenția ceva? Nu pot să spun, pentru că a fost un joc pe care, acum, fără să fiu modest, l-am dominat clar. Trebuia să avem undeva în jur de 5-6-0 la pauză, dar după pauză, probabil, la un stat la cabine, jocul s-a schimbat și au fost alt meci. Dar în niciun caz nu cred că sunt jucători la Liga 3 care să facă diferența sau să sară în ochi, așa cum se spune, într-o valoare deosebită. Ok. Din experiența ca antrenor la Liga 3, sunt ceva momente în anii ăștia mulți în care ai antrenat, nu știu, ceva ce ne poți povesti în dimineața asta, niște chestii care ți-au rămas așa în cap? Episoade foarte clare. Momentul când am venit de la Liga 1 la Liga 4, mi s-a părut o diferență de la cer la pământ și o iau repede, așa, ca să nu pierdem timpul. În primul rând, cu mentalitatea oamenilor din jur, care eu, crezând că venind de la un nivel care aș crea o emulație în jurul meu, toți oamenii ar veni și încuraja să lucrez, să fac treburile cum trebuie. Din păcate, toți au încercat să fugă sau să nu se realieze proiectului meu. Și atunci am învățat foarte multe lucruri, dar asta a fost extra sportiv. Din punct de vedere sportiv, m-a impresionat faptul că la barajul de promovare din Liga 3 în Liga 4, din Liga 4 în Liga 3, am avut 1000 de spectatori care au făcut deplasarea la Moreni și 4000 acasă. Pentru mine, ăla a fost unul din momentele care m-au făcut fericit și m-am bucurat că am reușit să mă întorc acasă încercând să fac ceva pentru orașul în care m-am născut. Ți-am văzut niște declarații, ești un tip boem așa, domnule, obiectivul meu e de fapt să aduc 10.000 de oameni în tribună la Moreni. Și din ce înțeleg, tu ești de fapt omul care a ridicat proiectul ăsta, care era la un moment dat, era aproape îngropat la Liga 4 și toată energia ta s-a dus către revitalizarea fotbalului ăsta din Moren, un oraș, mă rog, cu o istorie controversată în fotbal, pentru că echipa era satelitului Dinamo, mă rog, e o poveste mai lungă de spus acum, dar echipa a existat, a fost în Liga 1, a fost în cupele europene, a jucat cu Porto, adică există o tradiție la Moren. Da, tradiția echipei nu este dată de neapărat de performanțele care le-au obținut în perioada amintită de dumneavoastră. Da. Și de faptul că este una dintre cele mai vechi echipe care a activat în Liga a doua. Echipă care a activat în Liga a doua și de acolo apare tradiția acestei echipe. Nu cred că echipa Flacăra Moreni va juca foarte curând în Liga 1, dar în Liga a doua... Asta înseamnă că n-ai încredere foarte tare în ce poți să faci tu acolo. Se poate spune și așa. Sau sunt, în momentul de față, sunt realist. Okay. Nu mai sunt așa boem cum eram altă dată. Și de acolo vine această tradiție. Chiar au fost meciuri acum, când au început să apară rezultatele, au început să atragem din nou oamenii la stadion. E singura modalitate de distracție a oamenilor din Moreni, având în vedere că este un oraș care a trăit foarte mult de pe urma extragerilor de petrol din zonă. Da.
Și acum s-a mai... Acum, din păcate, lucrurile nu sunt așa, exact, nu sunt așa bune și acum mi-a venit în minte o chestie pe care am uitat să ți-o spun, că m-ai întrebat de ce, despre jucătorii tineri. Spun eu de ce, sau cred că una din variante este faptul că, vis-a-vis de jucătorii tineri, este înainte echipa fiind a Schelei, de Petrol Mureni, da? Erai amenințat că vei fi trimis în producție. Ok. Ce însemna să fii trimis în producție dacă nu joci bine? Adică să ții cizmele în picioare și să ar putea să lucrezi unul din cele trei schimburi la care s-o lucra. Corect? Da? Ok. În ziua de astăzi, un jucător de la Liga 3, dacă la meni scăldă, că nu ai făcut treabă, nu e nimic. Mă duc, majoritatea pleacă. De ce? Pentru că înainte munca era grea, acum găsești un post de curier, îți găsești un post de om care livrează pizza și dacă nu ești atent, câștigi din bacșiș și salariul de la Liga 3 pe o lună. Deci, practic, nici nu mai e presiunea exact, nu mai de a reuși. Și munca a devenit un pic mai ușoară. Adică okay. Nu cred că există un jucător de la Liga 3 sau există foarte puțin care se duc de la Liga 3 să sape șanturi. Mm-hmm. Dar așa, din anii ăștia, din meciuri, că mă gândesc că au fost și niște experiențe inedite așa în meciuri, nu știu, în locuri pitorești, în locuri în care lumea stă pe garduri. Cum e? Da, a fost un meci la Liga 4 în care terenul era într-o parte de și pe un deal, dacă nu erai atent, de o diagonală, o dădeai direct în mașină la vreun și s-ar putea să-ți plătești și vreo daună de genul ăsta, cu momente în care ne spălam la locul unde se adăpau vacile și tot felul de chestii de asta, dar asta la Liga 4. Sunt momente frumoase pe care n-am cum să le uit, pentru că fac parte din istoria recentă a clubului și poate ne-au definit. Era clar că în momentul când jucam la Liga 4 eram priviți așa ca o echipă pe care toată lumea vrea să o bată. Ah, ok. Poate și pentru că erai tu acolo. Probabil. Și pentru că Flacăra Mureni are totuși o notorietate în județ, fiind una, clar, este cea mai iubită echipă și atașamentul suporterilor se dovedește a fi unul mare chiar la meciurile de Liga. Au fost chiar la meciurile de Liga 4 și cu siguranță vor fi în continuare și la meciurile de Liga 3. Voiam să te întreb dacă ți-e dor să mai joci fotbal, dar înțeleg că o mai faci încă la Liga 5, nu? Da, mai poți? Te mai ții în picioarele? Mă țin picioarele mai mult așa, într-un 2x4 etern. Bine, n-am niciodată vreun vitezist. Așa. Asta e clar. Deci, dar mă simt foarte bine jucând acolo. Ne ducem mai mult ca să avem o mișcare de duminică și cel mai important e ce se întâmplă după. Ah, ok. Dar unde se joacă? Unde joci? Se joacă, echipa se numește Unirea Colibaș, este într-un sat aici lângă Mureni, un joc de aproape 5 ani acolo. Ah, deci mă simt veteran bine, la echipă. Da, sunt la început, am spălat ghete, am șters ghilimele de rigoare, dar este foarte frumos, într-adevăr. Competiția este destul de bună pentru noi, pentru oameni de... care au trecut de prima tinerețe. Și paharul de vorbă de după e și mai bun. E și mai bun, exact. Dar să știi că sunt 90 de minute în care efectiv mă detașez de orice, pentru că iubesc foarte mult fotbalul și nu cred că atâta timp cât mă vor ține picioarele, indiferent de nivel, voi încerca să joc. Uite, mă uitam peste o declarație dată de Mihai Stoica acum 14 ani. Deci 14 ani. Câți ani aveai acum 14 ani? 30. Da. Deci acum 14 ani Mihai Stoica spunea așa. Imediat îți citesc. Pe Gabi Paraschiv l-am vrut în urmă cu 2 ani, adică în 2006 când tu aveai 28 de ani. L-am vrut la Steaua. El este un jucător care îmi place enorm, dar nu spun asta doar pentru că a marcat 7 goluri în debutul sezonului. Para seamănă cu Balak din punct de vedere al sarcinilor de joc și mai și evoluează pe 3 posturi având același randament. O comparație flatantă cu Mihail Balak. Cum a fost istoria transferului ăstuia ratat? Sau ai știut că Steaua te vrea în 2006? Da. Era imediat după anul Eurofantastic, în vara aia. Da, știu. Au fost ceva discuții, nu direct cu mine. Cu mine au discutat doar, ajunsese Vâtcă. Portarul nostru ajunsese la Steaua, da. Au sunat,
Am înțeles că Oțelul a cerut o sumă considerată prea mare de cei de la Steaua în momentul respectiv pentru un jucător de 30 de ani și au încercat să... Adică ar fi trebuit să mă duc eu la domnul președinte Marius Stan să îi spun să-mi dea drumul, ceea ce cu siguranță n-am făcut, pentru că nu cred că era cazul în momentul respectiv. Poate, adică cred că ar fi fost cu siguranță o provocare, dar nu mi-a părut absolut deloc rău, pentru că n-aș fi beneficiat de acea bucurie care am trăit-o în momentul luării titlului. Poate că luai titlul cu Galați. Poate că l-ai da, cu siguranță s-ar fi putut întâmpla și chestia asta, dar am simțit foarte atașat de Galați, de tot ceea ce însemna emulația din jurul echipei și chiar nu am avut, n-am vrut să mă implic în acel transfer, pentru că am considerat că e mai ok ca cele două cluburi să se înțeleagă și cu siguranță dacă ele s-ar fi înțeles atunci lucrurile ar fi fost simple. A fost singurul transfer pe care l-ai... Știi că l-ai ratat? Sau, mă rog, singura șansă de a te transfera la o echipă mai la un nivel mai mare decât Oțelul? Din ce știu eu, au mai fost câteva discuții cu o echipă din Grecia și eu, la un moment dat, a fost cu o echipă din Germania, din Liga 2. Uh-huh. Dar nu știu detalii, pentru că nu... Probabil un dezavantaj a fost faptul că nu am avut impresar. De ce spui asta? De ce simți asta? De ce? Pentru că un impresar știe să te promoveze, știe să-ți apere interesele și e normal să, ca jucătorii care au impresar să aibă oarecum... Da. Ia să vedem. S-a întrerupt. Probabil că îl sună cineva. Te-a sunat cineva, probabil. Un impresar. Te-a sunat un impresar. Nu te auzim acum. Ia să vedem. Ne auzi? Da, încercăm să restabilim legătura cu Gabriel Paraschiv. Ne auzi? Da, hai să vedem. Restabilim legătura în câteva secunde. Ne vom revedea cu Gabriel Paraschiv, jucător cu 41 de goluri în Liga 1, deși n-a jucat atacant decât în foarte puține meciuri, mijlocaș ofensiv, însă un jucător care a reușit, spuneam, 41 de goluri în 200 și ceva de meciuri jucate în Liga 1. Am jucat la Petrolul în afară de Galați. Ne auzi? Da, vă aud, mă auziți? Te-a sunat un impresar. Ar fi fost bine. Așa, dar mă gândesc că vreun impresar a încercat să se apropie de tine. De ce nu ți-ai... Ia să vedem, s-a mai întâmplat ceva. Da, se întâmplă ceva. Încercăm să restabilim legătura cu... Da. Bun. În câteva secunde ne vom revedea, spuneam, cu Gabi Paraschiv. Până atunci, hai să ne uităm un pic peste... Să nu mai scoți căștile, auzi? Să nu mai... Se întrerupe de la căști, înțeleg. Mă auzi? Nu le mai scoate căștile. Ne auzi acum? Ne auzi? Da. Ok. Hai să vedem. Da, te auzim. Doar să mai împingi tu telefonul. Nu mai scoate căștile. Nu mai scoate căștile. Da, încercăm să restabilim legătura. E o problemă totuși cauzată de un mic detaliu. Da. Până restabilim legătura, trebuie să mai spunem despre Gabi Paraschiv, că a jucat la echipa națională în 2008. În primul meci jucat de naționala lui Pițurcă, după Euro 2008, un 1-0 cu Letonia, în care a și fost titular. Să nu mai scoți căștile din ureche, auzi, spun colegii mei. Nu le mai scoate. Ne auzi acum? Da. Ok, bun. Nu s-a apropiat niciun impresar de tine, adică n-a încercat niciun impresar să semneze să te recruteze, sau? Am avut două contacte cu Lionel Codovan, care era impresarul majorității de la Galați, și un prezentare cu un impresar sârb pentru un an care se trebuie. Nu s-a finalizat nimic. Și dacă n-ai avut impresar, tu spui că de-aia nici n-ai prins un transfer. Nu știu dacă a fost un dezavantaj clar acest lucru. Povestește-mi sezonul de titlu, cum a fost experiența.
A fost un sezon pe care l-am început printr-o discuție cu președintele vis-a-vis de salarii. A fost pentru că am simțit de la mult care nu se poate la bătă în ce este de loc. Bun, fii atent. Gabi, scuză-mă, iartă-mă o secundă, nu te auzim. Te auzim foarte rău, mă auzi? Te auzim foarte, da, foarte rău. Încercăm să restabilim legătura. E o problemă de sunet destul de mare în momentul ăsta, nu te auzim absolut deloc. Bun, vorbeam despre meciul jucat de Gabi Paraschiv pentru echipa națională, până restabilim ca lumea legătura, mai stăm un pic, așteptăm un pic. 1-0 România-Letonia, spuneam că a fost primul meci după Euro, după întoarcerea națională de la Euro, prima reunire după Euro. Paraschiv titular într-o națională în care jucau așa Lobonț în poartă, Ghionea, Săpunaru, Tamaș, Pulhac și Contra. Viitorul selecționer era titular în meciul ăsta al echipei naționale, coleg cu Paraschiv în meciul ăsta. Rădoi, Cocii și Paraschiv la mijlocul terenului, Dică și Mari ca atacanți în această partidă, Pițurcă selecționer, gol marcat de Dică în minutul 52 din penalti. Auzi, hai să vedem, să încercăm să vedem dacă... Da, v-au acum se aude mult mai bine, da, se aude mai bine acum. Da. Hai să vedem, vorbim despre titlu, sezonul titlului. Deci am simțit din pregătire că suntem foarte uniți, am simțit că suntem foarte puternici, ne-am pregătit foarte bine în acea perioadă de pregătire, am reușit să creăm oarecum o legătură sufletească între noi și acest lucru s-a văzut foarte mult pe teren, pentru că am reușit să aducem victorii după victorii doar fără a face mari eforturi. Și cred că un aspect foarte important în acel moment, pe care nimeni nu l-a băgat în seamă, faptul că în turul campionatului în care am obținut cele mai multe victorii, n-am avut nocturnă. Okay. Și toate meciurile se disputau la o oră la care adversarii erau sufocați și de căldură și de pressing și de felul în care noi ne pregăteam, pentru că eram obișnuiți să ne pregătim pe acea temperatură. Aha, ok. Ce făcea Dorinel Munteanu special cu voi? Pregătirea fizică era foarte bună, din ce se vedea. Da, era o pregătire foarte, foarte bună, foarte meticuloasă și în același timp pregătea, din punct de vedere tactic, meciurile foarte, foarte bine. Uh-huh. Aveam fișe despre fiecare jucător advers, aveam analize după fiecare joc, al fiecărei evoluții, celebrul Instat care avea atunci apărut, se vedeam duelurile câștigate, duelurile pierdute. Bineînțeles că tot timpul comentam, eram nemulțumiți de ce se întâmplă, de ce sunt anumite dueluri câștigate și pe care noi știam că facem un lucru bun, mici pierdute. Da. Tot felul de discuții pe care ulterior le-am înțeles când am ajuns în postura de antrenor. A, deci erau orgoliile fotbalistului care zicea, domnule, n-am pierdut atâtea mingi, de fapt, dar asta nu, ce valoare are statistica asta? Da, asta e puțin ce valoare asta are. E statul, dacă da. Nu știu, eu știu mai bine da. Decât e statul. Dar un antrenor sever, înțeleg, Dorinel, adică totuși era un tip... Da, nu știu dacă sever, era un tip care își dorea ca fiecare jucător să dea maxim de la fiecare antrenament, la fiecare meci. N-am avut o relație extraordinar de bună cu el, dar când am înțeles ceea ce își dorește, n-a fost nicio problemă să mă duc să discut cu el, să îmi cer scuze pentru anumite gesturi pe care le-am făcut și lucrurile să meargă așa cum ne-am dorit amândoi. Ce ai făcut? Hai să vedem. Antrenorul din tine de acum, povestește-ne ce a făcut ca jucător și probabil că își dă seama că nu era ok sau poate ți se pare în continuare ok. Nu mi se pare ok. În primul rând a fost un meci în care am avut o reacție la adresa unui portarului respectiv, fiind în calitate de capitan de echipă. Portarul echipei, adică portarul oțelului. Oțelului, dar n-am avut o reacție foarte ok. Chiar absolut deloc și... Dar ce ai făcut? Și am spus că dacă nu scăpa mingea de două ori în poartă, meciul te termina egal. Așa, ok. Asta când? În vestiar la final sau cum? Da, nu, din păcate a fost pe teren. Așa, ok. Și Dorinel mi-a atras atenția după meci, am răspuns de față cu toți jucătorii care iarăși, sub nicio formă, nu este
n-a fost ok și de atunci relațiile noastre a fost un pic mai mult tensionată, dar când am realizat de fapt am greșit, n-a fost nicio problemă să mă duc să-mi cer scuze, pentru că e clar că el avea dreptate. Aha, ok. Deci, practic nu se face asta, să-i răspunzi antrenorului de față cu toată lumea. De față cu jucătorii, mai ales acum ai toată deschiderea și încerc să am toată deschiderea pe față de băieții cu care lucrez, să vină tot timpul să discutăm, indiferent de problemele pe care le au, pentru că e clar că trăim alte momente și trebuie să ne adaptăm la ele. Deci, practic, Grahovac avusese o cădere de calciu, cum a mai avut el pe la Iași. Nu era Grahovac. Nu era Grahovac? Nu știu. Baotici, parcă, dacă nu mă înșel. Ah, ok. E chiar în prima dată când a venit Dorinel la echipă. Ah, deci înainte de sezonul titlului. Da, înainte de sezonul titlului. Înainte de sezonul. Și după aia, practic, relația voastră a fost așa, profesională mai degrabă. Da. Până a venit perioada de pregătire, am stat de vorbă, am pus lucrurile la punct și după care relația a intrat pe făgașul normal, antrenor-jucător. Adu-ți aminte două momente din sezonul câștigării titlului care nu s-au văzut la TV și care ți s-au părut importante sau ți se par demne de povestit în dimineața asta? Primul esențial, ajunsese pe locul 2. Da. Făcusem, dacă nu mă înșel, 3 meciuri, am accidentat. Am accidentat la meciul cu Vasluiu 0-0. Așa. Și am stat undeva, am făcut rupură la gambă și am stat undeva în jur de 5 etape în care am reușit. 6 etape. 6 etape. Da. Exact, bătrânețea aia. Așa. Și ai intrat și ai dat 2 goluri cu Craiova. Și cu Craiova, nu asta vreau să spun. Vreau să spun că ajuns pe locul 2, făcusem 3 egaluri la rând, da? Și am simțit nevoia unei ieșiri cu, nu știu, pur și simplu simțeam că numai noi în vestiar simțeam și am ieșit, aveam un prieten la un restaurant într-o pădure, Gârboavele parcă se cheam, și am organizat acolo o masă între noi și... Da, exact. Masă cu tot ceea ce e necesar. Așa. Ca să refacem relațiile dintre noi. Și acolo ne-am spus lucruri care poate nu le-am fi spus în alte momente. Și e clar că de la acea masă, noi băieți mai avem 5 etape. Haide să vedem cum facem să scoatem. E păcat de munca pe care am depus-o. Și e clar că de atunci lucrurile au mers așa cum trebuie. Dar așa v-am spus, au fost o masă cu de toate. Adică, practic, s-au și reglat niște tensiuni între jucători, probabil. Mă gândesc că și asta erau niște antipatii. Da, sincer. Da, și asta e adevărat, dar cu siguranță nu eram obișnuiți să fim sub presiune. Așa. Nu eram obișnuiți. Noi am câștigat meciurile din tur stând o zi, de fapt o jumătate de zi în cantonament. Da. După fiecare meci mergeam la restaurant cu familia, cu familiile, toată echipa. Aveam celebrele mese pe care s-a născut și maneaua respectivă. Și nu era absolut niciun fel de presiune. În schimb, în retur, când am început să apară chiar pe de-a întregul titlu în fața noastră, cu siguranță nu cred că am știut foarte bine să gestionăm momentele și e clar că era o anumită tensiune și între noi și în vestiar și la orice meci, pentru că era clar că suntem în fața unei performanțe istorice care nu cred că se va mai repeta prea curând. Practic, după masa asta ați câștigat cu 1-0 la CFR. Era o victorie în fața unei echipe care câștigase titlul în sezonul trecut. Exact. Exact. După care am venit acasă, am câștigat 2-1 cu primul meci în nocturnă. Iarăși una dintre amintirile care mi este foarte, foarte dragi, pe care n-am cum să uit, vă dați seama, primul meci în nocturnă la Oțelul, marchiz, după lună de absență, marchiz 2 goluri, ce poți să-ți dorești mai mult? Da. În fața 13.500 de oameni. Sunt amintiri frumoase. Spune-mi o chestie. S-a vorbit foarte mult despre ajutorul pe care Oțelul l-ar fi primit în sezonul ăla de la arbitrii. Gândind acum sincer, realist, dacă dai deoparte toată emoția și tot încercând să dai un pic subiectivismul deoparte, crezi că ați fost un pic ajutați de arbitrii în comparație cu Vaslui? Păi nu știu dacă...
am concurat cu Vaslui neapărat. Vaslui a fost la mâna ei până la meciul cu Timișoara, deci nu avea nicio legătură cu meciul nostru. Și după părerea mea, campionatul a fost câștigat în tur. Și în tur, nu știu cât sau cum au fost, care a fost ajutorul arbitrilor. Și în al doilea rând, e foarte greu să te prindă în offside când ești în jumătatea ta. Aha, ok. De teren. Aha. Ok. Trebuie să faci și tu ceva ca jucător și ca echipă, să aduci mingea până acolo, în așa fel încât să fie la limită. Da. Mă gândesc. Vă dați seama că niciodată, indiferent cum ar fi, n-aș spune că m-a ajutat cineva să mă împiedic, ar fi cool. Bine, s-a mai spus atunci că ați avut niște alianțe și că unii adversari au jucat mai ușor cu voi decât cu alții. Știi că s-a discutat despre chestia asta mult. Știu, știu. Știu mai ales meciul de la cu Brănești, disputat pe Chiajna, pe un noroi teribil în care am jucat, am avut un coleg care a jucat cu umărul dislocat vreo 20 de minute și am marcat minutul 90 la ultima fază. Pentru că dacă nu marcam atunci, vă dați seama ce presiune era la ultimul meci, la ultimele două meciuri. Da. Brăneștiu a luptat cu, a tras cu dinții de acel. Și e foarte bine pentru că, dacă nu mă înșel, luptau pentru evitarea retrogradării. Uh-huh. Sau dacă nu, cumva era retrogradată. Nu mai țin minte exact. Champions League, cum a fost pentru tine? Povestește-mi și din Champions League ceva. Așa, din păcate. Cea mai mare dezamăgire a fost meciul turc cu Manchester United, venise tot așa după accidentare și am fost anunțat că nu fac parte din lot chiar pe teren. Ai fi... pe teren? Da. Deci tu erai practic... Sperai că poți să... Nu. Da, înainte de meci aveau... Și eu speram că pot să joc, pentru că era clar că... Iarăși revenind de la... Puteam să joc fără niciun fel de problemă, și... dar asta au fost alegerile staffului tehnic și asta este. Bănuiesc că-ți pică fața așa, să știi că... Că n-ai de unde să știi la retur dacă m-ai prins, dacă nu m-ai prins. Mă gândesc că e groaznic să știi că ai șansa să joci cu Manchester United în Champions League și cu un pic înainte de meci. Da, a fost o experiență teribilă, dar asta este, n-a fost niciun fel de problemă. Important este că am reușit să trec peste acel moment. E clar că nu prea am dormit în noaptea de după meci. M-a durut foarte tare acel moment, dar eu la 3 zile... Tot am intrat pe parcurs la meciul cu de la Sibiu și am câștigat cu 1-0 și am dat gol. Deci acolo ai fost bun totuși, la Sibiu a fost bine. Da, nu, chiar... Dar nu, chiar ai încercat atunci să discuți cu Dorinel? Nu. Între patru ochi, evident, nu... Nu. Nu cred că avea vreun rost să, înainte de meci sau după, să mai discutăm, pentru că nu avea, chiar nu și avea rost. Înainte de meci, sub nicio formă, am învățat totuși din greșelile pe care le-am făcut. Da. Am dus în strâns mâna, le-am urat baftă colegilor și m-am dus în tribună. Deci, practic, ca fotbalist trebuie să și înveți să-ți ții emoțiile în frâu când poate ți se pare nedrept și... ceva, ți se pare extrem de nedrept. Și să fii foarte puternic din punct de vedere mental, pentru că eu cred că asta face diferența între un jucător de fotbal și un fotbalist. Mm-hmm. Ai jucat totuși cu Manchester pe Old Trafford? Da, am jucat pe Old Trafford, a fost o experiență, vă dați seama, extraordinară. Am fost surprins de faptul că jucătorii adverși spuneau că au câștigat cu noroc. A intrat în locul lui Giurgiu, am văzut, în 81 în meciul ăla. Da. Deci ai avut 9 minute. Exact, și am mai prins ultimul meci cu Benfica tot, iarăși o amintire, care un lucru care mi-i reproșez din acel meci, e că am avut o ocazie singur cu portarul și n-am reușit să marchez. Da. Singur cu portarul. Era fi fost o amintire, vă dați seama, extraordinară să marchez în Champions League. Din minutele alea cu United, ce ți-a mai rămas așa în minte? M-a impresionat felul în care, adică am fost oarecum marcat de felul în care ei nu stăteau în cantonament. Vă dați seama, noi învățam cantonamente două zile înainte, o zi după, cel puțin. Și ei veneau foarte relaxați la prânz, la o masă împreună, stăteau 2-3 ore și veneau și începea meciul. Abia atunci am înțeles cam ceea ce înseamnă profesionismul adevărat. Jucătorii de fotbal trebuie să se respecte, să își respecte meseria și fără niciun fel de constrângere din partea nimănui.
După sezonul ăsta, după ce banii din Champions League au intrat, oțelul, în mod paradoxal, deși ar fi trebuit să fie o etapă în dezvoltarea clubului, a fost o etapă, practic ultima etapă înainte de prăbușirea clubului Champions League. De ce crezi că s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Spuneai tu la un moment dat, deși am stat acolo cu oamenii ăștia multă vreme, stai să văd exact declarația, poate sper să nu fie interpretată greșit. Numai un pic. Oțelul va rămâne echipa mea de suflet, dar oamenii alături de care am lucrat acolo au comis multe greșeli pe care nu le pot admite, spuneai tu la un moment dat. S-ar putea ca declarația să fie luată din context, dar nu știu, cunosc foarte bine ce s-a întâmplat cu, sau care a fost traseul banilor sau ce, dar pe mine m-a deranjat foarte tare momentul în care jucătorii, cei care, eu am plecat într-un moment în care echipa se bătea la retrogradare. Da. Cum am ajuns acolo și motivele care au dus la, erau foarte clare, pentru că în momentul când un club mic care a trăit cu banii puțin, cu banii din drepturile de televiziune, cu banii, multe sacrificii făcute de conducerea de la momentul respectiv, care încerca să ne plătească la timp, care încerca să-și respecte cuvântul față de jucători, în momentul când vine o sumă de bani foarte mare, echivalent ca și cum eu așa ajunge să antrenez mâine Manchester City. Da. Adică trebuie să fii foarte cerebral și foarte, foarte echilibrat ca să poți să gestionezi succesul. Ok. Și dacă nu ești foarte atent în ceea ce faci, atunci e clar că se vor întâmpla lucruri de genul ăsta. Spre exemplu, eu am plecat cu o lună înainte de sfârșitul turului, da? Și am vorbit cu conducerea respectivă să, domne, plec, nu vă mai sunt util, am înțeles, aveți altă strategie, nu e niciun fel de problemă, haideți să vedem cum ne despărțim. Păi, ca să nu, mai aveam încă 8 luni, 7 luni de contract. Nu plătiți până la sfârșitul anului, nici măcar nu a fost discuție despre așa ceva. Și ai primit 6 echipa, lei și 60 de bani. Da, echipa a intrat în insolvență și de acolo știe toată lumea povestea care a fost. Dar nu e nicio problemă, pentru că nu a fost niciodată un om care să alerg după bani. Din contră, am lăsat de multe ori de la mine din punctul de vedere, pentru că atâta timp cât muncești cu drag în fotbal și muncești ca să ai rezultate, cu siguranță vor veni și bani. E clar că nu poți spune invers, hai să cer foarte mulți bani și astfel poate mai muncesc eu, dar mai rar așa. Experiența la națională, cum a fost convocarea? La 30 de ani să te cheme Pițurcă la națională. Povestește-mi. A fost foarte simpatic momentul, pentru că jucasem cu Rapid, fără spectatori, dacă nu mă înșel, am câștigat meciul, bineînțeles, masa de după meci obligatoriu, și fiind de momentul respectiv capitanul echipei, m-am dus să vorbesc cu patronul restaurantului, prietenul nostru, în sfârșit. Da. Fă-ne nota mai mică, fă ceva, da, din partea casei, în sfârșit. Și când am intrat în restaurant din nou, erau toți colegii mei în picioare și cu domnul președinte și am început să mă aplaude și atunci mi-am dat seama că am fost în urmă. E clar că n-am dormit toată noaptea. Am plecat cred că cu 6 ore înainte să ajung și era să întârzi. Cum? Păi de ce? Pe emoții, am încurcat drumul, deși știam foarte bine, vă dați seama, și tot așa. E clar că și până la ora jocului, nu știu dacă am apucat să dorm 3 ore legat de emoție, pentru că era clar, era un vis împlinit, chiar dacă l-am văzut foarte înainte. Știai că o să fii titular a doua zi? Da, pentru că domnul Pițurcă m-a anunțat, s-a accidentat Adrian Mutu la antrenament și a trebuit să fie și m-a chemat. Vezi că mâine o să fii titular, sper că nu e nicio problemă, cu siguranță nu e, da. Dacă spuneam ce era în sufletul meu atunci. A fost o poveste foarte interesantă, pentru că știți că am prins și perioada dinainte de 89 și tatăl meu, fiind fotbalist la Steaua Mizil, îmi făcea tricouri, pentru că el a fost cel care m-a îndrumat către fotbal, da? Îmi făcea tricouri, el fiind fan al Universității Craiova, mi-a făcut tricou cu numărul 8, ca da, să vedeți coincidență. Ce de atunci, mai rar cred în coincidențe, debutul meu la Național s-a produs tot cu numărul 8.
Dar nu că ți l-ai ales tu, ți-a rămas ție numărul. Nu, da, da, exact. Deci tu, tatăl tău îți făcea cu ce? Cu carioca îți făcea tricou? Da, da, exact, sau cu șabloane, vestitele șabloane, cu puțină vopse, da. Cu puțină vopsea și atunci, da, a fost o chestie foarte interesantă care m-a rămas în minte. Numărul 8, debutul. Ce ți-a zis Pițurcă înainte de meci? Că probabil că te vedea totuși că ești un pic... Da, nu, mi-a zis să fiu liniștit, să evoluez ca la club, ne-a dat sarcini, ne-a pregătit meciul ca și cum ar fi fost un oficial, colegii foarte volubili, m-au primit foarte bine. Nu a fost nimic special, doar că mi s-a părut mie ceva deosebit antrenându-mă în compania unor jucători foarte, foarte buni. Contra am văzut că era titular, Lobonț a fost titular, Lobonț, Marica, Adrian Mutu a Rădoi. Fost până... Rădoi, da, au fost jucători foarte, foarte buni. Citeam undeva, povesteai tu la un moment dat, în 2008, Steaua era, cred că la bătaie cu CFR Cluj și la meciul vostru cu Steaua, povesteai tu, steliștii ne întrebau pe teren de ce jucăm. Pe ce voia să ne dăm la o parte? Chiar nu i-am înțeles pe Rădoi și pe Bănel, care m-au întrebat pe mine și pe Deac de ce ne batem atât, de ce ne dorim victoria. Povestește-ne tu mai mult. Da, nu, dar era normal, pentru că am simțit același lucru pe pielea noastră și am simțit același lucru de puține ori. În momentul când te bați pentru titlu și întâlnești o echipă... Supramotivată. Nu știu dacă supramotivată, poate tu ai privit jocul puțin mai ușor. A, ok. Și ai intrat, cum s-a întâmplat cu noi, în două meciuri și ambele cu Victoria Bărnești. Să închidă pe ultimul loc. Problema eternă a jucătorului român care nu tratează toate jocurile la fel. Da. Și am intrat puțin relaxați în teren și atunci în momentul când dai de o adversitate a unei echipe care pur și simplu vrea să câștige sau care nu are nimic de pierdut, e clar că e foarte greu să-ți revii imediat să joci la un nivel, dacă tu n-ai fost pregătit din punct de vedere mental să faci lucrul ăsta de la început. Și atunci e mai ușor să le spui lor, bă, dar voi de ce jucați? Bă, dar de ce ne supărați? Vă dați seama, e neputința, așa. Acum, parafrazând, trecând la Liga 5, am văzut ce înseamnă, că nu mai pot așa cu minutul 70, încep să cer pe cineva. A, ok. Tot e neputință, vă dați seama. Așa a fost și meciul ăsta cu Steaua, bănuiesc. Cei de Rădoi cu Bănel. Da, exact. Probabil au intrat puțin mai... Au crezut că va fi un joc ușor. Nu neapărat că nu i-am jucat altfel cu ei decât am făcut-o cu orice. Da, aveați vreo primă de la CFR, sincer, acum. A trecut atâta timp. Nu cred că există cineva care să spună de unde vine prima. Prima vine tot timpul din partea clubului. Ok. Prima din partea casei, cum ar fi. E foarte greu să existe cineva. Vedeți că banii ăștia sunt de la ăia și nu vine președintele. Am făcut niște eforturi fantastice și pentru meciul ăsta aveți prima asta. Da, dar jucătorul știe dacă a făcut niște eforturi fantastice într-un moment. Da, adică în general. Fotbalistul are abilitatea de a înțelege eforturile și de unde vin eforturile. Da. Să știți că nu prea... Nu cred că există... Ca jucător să te gândești la foarte mult la ce face conducerea. De asta regret foarte mult că m-am lăsat când puteam să mai joc. Când am văzut ce implică să conduci un club sau să fii antrenor, ce fraier am fost dacă aș mai fi jucat vreo 2-3 ani. Pentru că în momentul când m-am lăsat am avut ofertă de la ASEA Târgu Mureș și o ofertă foarte bună. Așa. Pe care din păcate nu i-am dat curs și cred că am greșit. Era în sezonul în care s-au bătut pentru titlul ei? În urmă, ei au fost în Liga a doua, ei erau în Liga a doua, au promovat și următorul sezon s-au bătut la titlu. Vă dați seama, am ce oportunitate am pierdut, doar pentru că am ales cu sufletul. Dar nu e nicio problemă, toate la timpul nostru. Ok. Până la urmă, te-au făcut cetățean de onoare la Moreni? Acum 10 ani, cum? Nici acum nu te-au făcut? Acum vreo 10 ani era discuție, ai fost în Consiliu, în ședința de Consiliu, s-a votat. Și pentru două voturi nu te-au făcut. Cum? Nu am fost făcut cetățean de onoare pentru că n-a aprobat Consiliul Local la momentul respectiv și de atunci nu s-a mai pus problema. Nu s-a mai pus problema? Nu. Că primarul spunea atunci, domnule, la anul eu o să mă ocup, îl introducem din nou în ședință și mă asigur, eu vorbesc cu colegii mei să fie cetățean de onoare. Până în momentul de față nu, dar... Nu e timpul trecut. Oricum am văzut erau niște lupte politice, cel puțin acum câțiva ani, pe la Moreni, ceva teribil. Mai ceva ca la... Da,
Da, erau lupte politice, din fericire pentru fotbal, în primul rând, lucrurile s-au stabilizat, există un primar și o administrație publică care ne sprijină să tot ceea ce facem noi aici, chiar sunt singurii care sprijină fenomenul sportiv, avem și o secție de motociclism foarte, foarte bună, da? Și unul dintre cele mai frumoase circuite din țară. De motocross. Și de motocross, da. Motocross, endurocross, suntem un club destul de bine organizat din punctul ăsta de vedere și în limita posibilităților, mai ales cu ajutorul primarului în funcție, ne desfășurăm activitatea într-un cadru foarte, foarte bun. Nu mi-ai povestit nimic din copilăria ta, povestește-mi ceva, cum ai ajuns la fotbal, cu cine țineai, cu cine erai? Deci născut în 78, lasă-mă pe mine să intuiesc, 78... Da. Cam pe la 7 ani încep să conștientizez fotbalul, 85, Dinamo, dar mai degrabă între Dinamo și Steaua, Craiova trecuse, Craiova Maxima, între Dinamo și Steaua, sigur aici e, dar cred că Dinamo încă, Steaua după 86 a izbucnit cu adevărat printre tineri. Da, la tatăl meu avusesem pasiunea aceea cu Craiova, cu Universitatea Craiova, exact. Și s-a transferat și la tine? Foarte puțin, pentru că, sincer, la fotbal, nu am făcut fotbal în cadrul organizat până la 14 ani. Adică tu la 14 ani te-ai apucat de fotbal, practic? Da, a fost un campionat între cartiere, organizat de un patron din oraș și cu premii și echipa cartierului meu a câștigat acel campionat la antrenorul Florin Năstase, care era antrenorul juniorilor republican de vârsta mea, m-a remarcat. Am ieșit jucătorul turneului, am câștigat turneul și am venit la fotbal la 14 ani. Târziu, la 14 ani? Foarte târziu, da. Da. Ai simțit că că ți-a lipsit ceva din cauza faptului că ai început târziu organizat fotbalul? Nu cred. În schimb, m-a ajutat foarte mult că în paralel făceam handbal. Serios? Da? Da, am făcut handbal până la 18 ani, am fost locul 2 național la handbal. Foarte mulți din colegii mei râd și acum când mă văd, mă, cum ai ajuns pe fotbalist, că tu erai cu handbalul. Așa. În sfârșit, jucam deci programul de duminică se desfășura astfel, ca junior. Da. La ora 8 mă trezeam, ora 10 jucam handbal, campionat național de republican, până la ora 11-11 jumătate, îmbrăca și plecam la campionatul național de junior republicani, jucam de la ora 1 până la ora 3. La fotbal? Da, la fotbal. Wow! Tare! Și de ce n-ai rămas la handbal, totuși? Unul din profesorii de handbal, căruia îi mulțumesc, din păcate nu mai este printre noi, a venit și mi-a spus că, în felul următor, copile, tu ești foarte talentat la fotbal, cred că asta este menirea ta. Chiar dacă faci și hamba, încearcă să-ți îndrepte atenția mai mult către fotbal. Ah, drăguț că ți-a spus chestia asta. Da, foarte, foarte, foarte tare la momentul respectiv. Deci ne-ai spus că nu țineai un pic cu Craiova, deci nu vrei să ne spui dintre Steaua și Dinamo cu cine țineai? Nu. Nu vrei să ne spui, nu? Nu, nu. Păi de ce să nu ne spui? Pentru că nu țineam, nu cred că aveam vreo echipă favorită, așa încât aia, să fi sigur fost... aveai, dar ești foarte simpatic, că nu vrei să ne spui. Nu știu ce ne rezervă viitorul. Gata, te-am prins. Am înțeles. E clar, deci una dintre Steaua și Dinamo era clar că erai fan, una din ele, dar sunt... Uite, Steaua e în Liga a doua, ce se poate să întâmple? Ce? Sau e în Liga a doua? Da, iarăși. Nu știu, nimeni nu știe care este adevărata sau neadevărata. Important este că avem fotbal de calitate sau sper să avem fotbal de calitate în următoarele sezoane. Am văzut că se discută foarte mult pe ordinul domnului ministru. Eu lucrurile le văd puțin altfel. Dacă până acum, cel puțin de 8 ani de când sunt eu, nu mi-aduc aminte să fost un ordin de ministru al sportului în domeniu. Deci, practic, nu ți se pare în regulă imixtiunea? Adică decizia asta de a... Ba, nu știu, pentru că mi se pare, eu sunt puțin, să nu se înțeleagă greșit, sunt naționalist și, indiferent cum aș interpreta, aș fi de acord cu lucrurile astea, dar fiecare
conducător de club, fiecare antrenor vede prin prisma echipei sale și prin prisma interesului său. Da. În schimb, este foarte, foarte important ce am înțeles că se discută despre, n-am citit ordinul, dar este vorba despre o eventuală discriminare al locului de muncă, nu? Da, da. Pentru că na, e o legislație europeană care trebuie respectată cumva. Da, legislația, dreptul european primează asupra dreptului intern, asta este, este clar, dar atâta timp cât, ca să fie o discriminare muncă, persoana respectivă trebuie să aibă încheiat un contract de muncă. Da. Ori majoritatea jucătorilor sau sportivilor din România au contract de activitate sportivă. Da, înțeleg că totuși pot fi percepute ca o activitate generatoare. Și sunt impozitate, nu, sunt impozitate total diferite. Da. Oricum, probabil că discuțiile astea vor continua, da, vor continua la multă vreme de acum încolo. Fii atent, hai să te mai întreb ceva. Zi-mi și mie cei doi jucători favoriți ai tăi în copilărie. Zidane? Da. Zidane în copilărie? Când jucam. Așa. Și în copilărie, nu cred să-mi amintesc. Român, un jucător. Pe român? Care, da, care îți plăcea mult de tot. Hagi. Ah, deci ține cu Steaua, gata, te-am prins. Așa, ok. Nu, era la Sportul. A, era la Sport. Da, da, s-a dus la Steaua. Da. A, nu cred că ține nu, cu la Sportul. Nu, la Sportul, la Sportul. La Sportul, că a fost la Facultatea de Sport, de la ANEFS, actualul ANEFS, și da, erau cazații mulți din jucătorii care jucau la Sportul în zona pe acolo. Uh-huh. Din păcate, n-am reușit să termin facultatea, am făcut-o mai spre bătrâniți. De ce n-ai terminat-o? De ce n-ai făcut-o? Tot din cauza fotbalului. Au plecat foarte mulți jucători de la Flacăra Mureni în momentul respectiv. Eu, fiind unul dintre cei mai buni de la Republicani, au trebuit să completez. M-au luat la echipa să completez locul. Uh-huh. Întâmplător, al doilea meci am marcat și de atunci am făcut parte din echipa și am văzut cam ce înseamnă fotbalul. Am dat și eu de o primă de joc, de fabuloasa sumă de 20 de lei. Vă dați seama ce însemna pentru un copil. Gabi, fii atent. Hai să te mai întreb în final niște chestii așa scurte, te întreb. Zi-mi care a fost cel mai dificil adversar din cariera ta? Cel mai dur, cel mai dificil? Cel mai inteligent mi s-a părut Brandan. Cel mai inteligent Brandan, ok. Da. Era un jucător pe care îl driblai foarte greu, tot timpul el ataca primul mingea în momentul când te aflai în duel 1 la 1 cu el. Așa, bun. Asta. Și dur? Cadu. De ce? A, Cadu, chirurgul, Cadu, dentist, de toate. Da. Da, da, da. L-ai simțit pe propria... Da. Am primit la coate în cap, dacă nu... Era atacant. Îl simțeai că e și protejat un pic de arbitrii? Exact. Era protejat. Nu știu dacă el, personal, dar stilul lui de joc era și al echipei era de așa natură încât, pentru că e foarte greu ca un arbitru în momentul când o echipă care e foarte agresivă să ia măsuri împotriva tuturor jucătorilor. Sunt curios, nu răspundeai când făcea câte o de asta, câte o nefăcută? Sincer, n-am fost atât de abil să răspund. De la Tamaș am învățat că trebuie să răspund. De la Tamaș? Cum? Da, m-am învățat când ne-am întâlnit la echipa națională, mi-a spus. Am văzut ceea ce face el și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Și foarte... Adică nu trebuie să rămâi niciodată de acord. Asta ți-a zis Tamaș? Da. Să nu rămâi de acord. Un jucător pe care eu personal îl respect foarte mult pentru că a fost unul din jucătorii de care... m-au dat sfaturi și pe care le țin minte și acum. Cea mai grea zi din cariera ta de fotbalist care a fost? Ziua în care te-ai simțit cel mai rău? Dincolo de ziua în care m-am lăsat, asta clar. Da, ok, dincolo de ziua în care te-ai lăsat. Episodul Manchester United. A, pe care ni l-ai povestit. Da. Ai aflat pe teren înainte de meci că nu o să fii nici măcar în lot. Exact. Uh-huh. Antrenorul cu care te-ai înțeles cel mai rău? Nu știu dacă m-am înțeles, dar cu Dorinel am avut, e clar, cele, nu știu dacă le pot spune conflicte, dar cele mai mari divergențe. Ok. A, deci au mai fost și altele în afară de ce ne-ai povestit? Da, au mai fost. Cam ce? A schimbat un anumit moment programul, care era normal să fie așa cum spunea el. Eu l-am văzut în anumit fel și nu mi-a convenit
Și mai mult decât atât, nu le-a convenit nici colegilor mei. Aha, ok. Și ați intrat practic în conflict cu el pe program. Da, da. Mai... Și eu am... S-a considerat că eu am fost cel care... Capul răzmeriței. Exact. Ai plătit cumva atunci pentru asta? Am plătit. Echipa a doua. Cum? Echipa a doua? Echipa a doua, echipa a doua. Ah, ok. Deci să înțeleg totuși că nu erai un tip foarte simpatizat așa în vestiar de antrenori. Da, nu eram pentru că aveam personalitate, nu știu dacă personalitate în sensul bun sau în sensul negativ, dar e clar că îmi doream foarte mult să câștig și îmi doream foarte mult să joc. Uh-huh. Asta probabil mă făcea să iau să am reacții greșite, pentru că sunt un tip impulsiv și la momentul respectiv nu gândeam foarte bine ceea ce trebuie să... Nu gândeam foarte bine, reacționam foarte rapid la ceea ce mi se spunea, fără să trec un filtru gândirii ceea ce... consecințele. Ai avut vreodată vreun conflict verbal și apoi fizic cu vreun coleg la antrenament? Chestii care se întâmplă în fotbal? Verbal, da, fizic nu. Nu, niciodată. Surprinzător am avut chiar cu unul din colegii și chiar prietenii cu care m-am înțeles cel mai bine, atât pe teren cât și în afara lui, cu Marius Penă. Așa? De la ce v-ați luat? Că mi s-a părut că a fi avut o oportunitate să-mi paseze și a tras la poartă, dar el fiind atacant era normal să nu-și dorească lucrul ăsta, dar conflictul ăsta a stins repede pentru că eram prieteni și... Dar aceste conflicte sunt normale, pentru că era clar că noi ne doream foarte mult să câștigăm. Am mai avut un conflict cu Cristi Stârchi, după care am aruncat cu gheata la pauza unui meci, în sfârșit. Tot datorită faptului că greșea foarte, foarte, sau consideram eu că a greșit. Te mai întreb ceva, în final. Ai jucat vreodată la pariuri? Nu. Niciodată, niciodată, niciodată? Nu. Nici n-ai fost nu tentat? Pentru că nu mi se pare în regulă să joci ca persoană implicată în pariuri. Dar în vreun meci aranjat crezi că ai jucat în carieră? A, da, în Liga 3, la Flacăra Moreni, am jucat într-un meci bine, eram copil, n-am știut ce se întâmplă, am fost certat de fundaș și central la un moment dat, s-a terminat meciul 6-4, trebuia să câștigăm la două goluri. Așa. Și eu eram atacant, mamă, să vezi ce goluri dau eu astăzi, 6-4 s-a terminat meciul. Și te certau fundașii, că trebuiau să ia ei ca să... Trebuia să ia ei. Să facă ei de râs că tu dădeai goluri. Da, dar sunt... Unde te vezi peste 5 ani? Hai să vedem. Mi-aș dori foarte tare să evoluez. Adică să fiu la un nivel superior din punct de vedere fotbalistic. Pentru că, sincer vă spun și cred că spun în premieră, dacă în următorul an sau în următorii 2 ani nu reușesc să promovez, poate cu echipa, poate personal, atunci e clar că poate nu sunt făcut să fiu antrenor și trebuie să mă orientez către altceva. Și ce ai putea să faci? Ce ai vrea să faci? Dacă cumva, totuși nu mai ai 30 de ani, ai și tu în momentul ăsta 44. Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Am luat-o înainte. Da, dar oricum spuneam, stai. Tot legat de fotbal. Probabil voi încerca să fac antrenamente individuale cu anumiți copii sau anumiți sportivi care își doresc să performeze din punct de vedere fotbal. Deci cumva un fel de meditator de fotbal. Exact. Individualizare cu 2-3 copii sau chiar cu unul singur, pentru că e foarte greu să progresezi dacă nu lucrezi individual. Gabi, mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune în dimineața asta. Îți dorim foarte mult să fii sănătoși, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc mult de tot pentru invitație și vă doresc emisiuni plăcute și să ne vedem sănătoși. Și spor la treabă, toate bune. Mulțumesc mult că ne-ați urmărit în această dimineață. Ne vedem mâine la 91 minut. Nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor, www.gsp.ro, pentru informații importante din sport, din sportul mondial, din sportul românesc. O zi bună, pe mâine!